Nothing, vezi? Yeah. But the picture of God is not. Nothing. La oameni, cât de tare au distrus locuința lui. Acolo în spate, care tot e distrus, din păcate. Incredibil în ce stare lui. Miroase puternic, ars, văd că tot a rămas aici. Sticlele de băutură, televizorul ars absolut. Bună dimineața sau calimera de aici, din Rodos. Sunt undeva la 33-34 de grade. Asta e priveliștea de pe balconul meu de aici, din zona Falirachi din Rodos. După cum puteți vedea, totul este perfect, neafectat de foc, neafectat de nimic. Dar ce metodă mai bună să vă arăt zona decât să ridic puțin drona? Vreau ca să vă explic pe scurt și scopul videoclipului de astăzi. În ultimele 2-3 săptămâni v-ați uitat la televizor și ați văzut acel foc imens din Rodos. Focul m-a afectat și pe mine pentru că trebuia să ajung pe insulă cu 4 zile în urmă. Din păcate zborul mi-a fost anulat din cauza lui, că o trebuie ca să-mi iau alt zbor, alți bani, altă cheltuială, doar pentru că mi-a anulat zborul din cauza la foc. Astăzi vom merge în zona în care o ars, vom merge în Lindos, vom merge prin pădurile de lângă. Ce se arată la televizor, mai ales în România, versus realitate. Iar așa arată locul unde suntem noi cazați. O curte interioară, un loc de parcare, au aici un mic bărulet exact la intrare. Iar micul meu dejun de aici, din Rodos, îi un Fredo cappuccino, un sausage roll și un covrig. În total am dat 5 euro. Chiar arată foarte bine, e foarte, foarte bun. Fredo cappuccino e o cafea cu gheață specifică de aici, din Grecia. Tot la fel foarte, foarte bună, mie îmi place mult. Iar acum, după un mic dejun destul de ok, zic eu, haideți să mergem. Prima oprire va fi la Antonio Queen Bay. Voi ridica puțin drona și acolo să vă arăt și vouă cât de frumoasă e zona și cel mai probabil ne oprim și la o băiță pentru că e foarte, foarte cald. Tocmai am aflat cum se cheamă toată partea asta, se cheamă Paralia Ladico. Chiar arată foarte, foarte fain, merge de-o baie. Noi o să mergem la Anthony Quinn Bay, iar apoi cel mai probabil ne întoarcem și pe aici. Iar în sfârșit am ajuns, hai să vă arăt și vouă cât de frumos poate să fie. Culoarea apei, zona, liniște absolută. Deci da, nu veniți în Rodos pentru că e prea frumos. Ia priviți aici cât de frumos poate să fie toată zona asta. Hai să testăm pentru prima dată apa aici în Rodos. Sândelutele mele, foarte, foarte caldă și cristalină. Haideți că băgăm aici o băiță în apa asta superbă și numai bine ne ducem spre următoarea locație. Dar foarte, foarte fain arată. Au și un băruleț aici chiar lângă și cel mai probabil o să bem ceva înainte de a pleca, cu vederea la toată plaja asta. Foarte, foarte fain. Și acum numai bine că am terminat cu băița, asta e restaurantul de chiar de lângă plajă. Un șezlong era 15 euro, așa că am zis că mai bine folosesc aia 15 euro să beau ceva. Ia priviți aici ce priveliște avem exact de la... Iar prețurile la localul ăsta sunt destul de scumpe, zic eu. 10-15 euro cam orice băutură. O apă 3,50 euro, vin și toate astea foarte scump. Un breakfast 6,50 euro. Apoi dacă vrei numai să vii să bei o bere de la 5 euro în sus, scump, dar eu zic că na, fiind 15 euro un șezlong, parcă mai bine dai 15 euro să mănânci ceva. Următoarea oprire va fi în zona Lindos, zona care a fost afectată de către incendii. Sunt tare curios care e diferența din ce a prezentat media, din ce am văzut la știri, versus realitate, așa că o să vă arăt de la fața locului și vouă. Din câte am înțeles pe internet, cea mai afectată zonă de foc ar fi zona Chiotari. E chiar lângă plajă, e chiar o plajă în Chiotari. Așa că aia va fi următoarea noastră destinație. Seama că rămânem fără benzină și am mers să punem puțină benzină. Prețul la benzină e 2,079 euro. Deci e peste 10 lei litru de benzină pe insula asta. Zic eu, un preț foarte, foarte mare.
Plaja se numește plaja sau Paralia Glistra, chiar de lângă Lardos. Unde vă puteți uita în jur aici, în drum spre plajă, totul, absolut totul este ars. Deci da, ce o prezentat la media, în mare parte ar fi adevărat. Iar ajuns și aici pe plajă, se poate observa mai bine cât de tare a putut fi afectată zona asta de către incendii. Puteți vedea locurile unde erau șezlongurile în trecut, toate au ars, iar apoi cel mai probabil era un băruleș ceva exact acolo în spate care tot e distrus din păcate. Deci da, unele zone, ia priviți și limba asta de lemn, tot așa a fost arsă de incendii. Chiar un peisaj foarte trist, toată partea asta, dar sunt sigur că își vor reveni. Asta au lăsat oamenii apă, chiar aici pe lângă incendii, cel mai probabil nu pentru a stinge vreun incendiu, ci pentru animalele din zonă care au fost destul de tare afectate de către incendii. Foarte grav ce s-a întâmplat aici, sincer să fiu. Iar chiar în partea aia, în depărtare, se vede tot așa pădure arsă complet. În zona asta văd că mai sunt câteva plante, câțiva copaci care au supraviețuit. Și la cum arată zona asta, parcă focul ar putea izbucni în orice moment. E foarte uscată toată zona asta, încă sunt 30 și ceva de grade. Haideți să mergem mai departe. Și acum cum trecem prin sătucul, orașul Kyodaki, pot să văd foarte multe locuri unde au fost afectate de foc. Spre exemplu, palmierii aia văd că sunt negri, semn că au ars. Apoi pe cealaltă parte văd că mai e ceva vegetație arsă. Acolo e un mic băruleț, tot o ars puțin. Putem să oprim și acolo, dar era un fast food acolo. Greco Cafe. Greco Cafe am văzut când am mers prima dată. Îi tot așa afectat de foc, văd că o ars puțin și clădirea de lângă văd că o ars destul de tare. Hai că ne apropiem puțin să vedem care e situația. Și da, cam asta e situația de la fața locului Kyodaki, sau sigur nu pronunț numele sătucului bine. A fost unul din locurile foarte tare afectate de către incendiile din Rodos. După cum puteți vedea și voi, absolut tot aici e distrus. Clar, barul e închis, văd că mesele, tot barul dinăuntru văd că o ars. E absolut dezastru. Văd că și bărulețul de lângă a fost afectat. Incredibil în ce stare lui. Miroase puternic ars, văd că tot a rămas aici. Sticlele de băutură, televizorul ars, absolut tot. Deci da, media, canalele de știri au avut dreptate într-o oarecare măsură. Chiar sunt zone foarte tare afectate de către incendii, mai ales sătucul ăsta, bărulețele astea 2-3 chiar sunt distruse aproape în totalitate. Doar sper că pe viitor să-și poată reveni, să revină situația la normal. Haide să căutăm ceva de mâncare în zona asta, să găsim ceva deschis în primul rând. Că văd că majoritatea sunt închise din zonă. Iar situația din sătucul ăsta, Kyotari, este una foarte depresivă. Din câte am înțeles, hotelele din zonă, restaurantele și toate afacerile nu au electricitate absolut deloc. Tocmai acum am intrat cu Antonia în unul din restaurante. Toată mâncarea stricată, toată înghețata era topită. Haideți că mergem în Lardos. Iar acolo, din câte am înțeles, electricitatea și totul a revenit cât de cât la normal.
și putem să mâncăm ceva. Să sperăm că a treia locație va fi cu noroc. Locația se cheamă Taverna Periclis. Cei care au carne și pește și mâncare tradițională grecească. Hai să intrăm și să băgăm ceva. Iar spre surprinderea mea, văd că restaurantul ăsta, deși e gol, e deschis. Cred că cel mai probabil din cauza zonei, fiind recent evacuată. Nu prea sunt turiști momentan în zona asta, da? Hai să vedem meniul. Au de breakfast, 7-8 euro, destul de mult. Au sandwich-uri, au startere, tot până în 5-10-15 euro pe masă. Hai să vedem ce luăm și vă arăt și vouă. Și așa arată ce voi mânca aici la tavernă, un club sandwich foarte bine prezentat. Cred că a costat undeva la 8 euro, iar voi mi-am luat un saganaki la 4,50 euro sau 5 euro. E foarte fierbinte, de-abia aștept să răcească puțin să băgăm. Din tot ce am mâncat până acum, saganaki ăsta chiar ia privit aici cum se întinde. E absolut. Abia acum am terminat să mâncăm totul. O costa 39 de euro tot ce am mâncat eu cu tot ce am băut și tot ce am mâncat și a băut Antonio, undeva la 15-16 euro partea mea. Deci un club sandwich, un saganaki foarte, foarte bun, mai ales cu lămâie pe deasupra, merge foarte, foarte bine. Haideți că acum mergem în Lindos, în localitate, să vedem mai exact zona de unde a pornit incendiul. Iar pentru că focul a ajuns în toată zona asta, foarte, foarte aproape de hotel, foarte aproape de locurile unde locuiesc localnicii, toată zona asta a fost evacuată și abia astăzi, luni, 1 august, abia acum au avut posibilitatea să se întoarcă înapoi, iar turiștii sunt așteptați să vină înapoi, hotelele fiind goale. Iar tot așa vorbim cu localnicii din zonă, ni s-a spus că în satul La Erma a fost unul din locurile în care localnicii au fost evacuați deoarece focul a ajuns până la locuințele lor. Acum noi suntem în drum spre La Erma, undeva la 2-3 km și am dat de o fostă pădure practic. Iar toată zona asta arsă de flăcări. Copacul ăla ars încă în picioare. 2-3 copaci mai sunt în picioare, restul sunt toți arși complet. Deci da, partea asta centrală a insulei chiar a fost nenorocită de incendii. Iar acum chiar a ajuns la fața locului, în zonele astea care sunt foarte afectate de incendii. Chiar am ajuns să înțeleg de ce situația este așa de gravă în zona asta, fiind o căldură foarte mare, insuportabilă chiar. Săptămâna trecută a fost peste 40 de grade în zona asta. Vă dați seama că totul este foarte, foarte uscat, iar focul se poate răspândi foarte repede prin zonele astea uscate. Iar acum, fiind în drum spre satul La Erma, acel sat care a fost evacuat, din câte am înțeles în totalitate, acum numai bine în drum spre el, văd că toată pădurea asta din zonă iarsă și pe stânga și pe dreapta, absolut totul e ars, cel puțin în partea asta. Focul e stins deja de sâmbătă, adică de 2 zile. Odată ajuns în sat, văd că nu-i neapărat afectat de incendii. Chiar la intrare erau 2-3, nu erau neapărat case, erau șuri care erau cât de cât arse. Dar casele, oamenii erau înapoi la casele lor. Se poate observa și pe partea aia, toată partea care o ars. Numai bine, cred că o să o prind și noi pe zona asta. Dar da, văd că casele oamenilor, din fericire, nu sunt afectate absolut deloc, ceea ce chiar mă bucură. Și tocmai ce am traversat sătucul ăsta Agios, iar la ieșire din sat, din nefericire, ne așteaptă această priveliște. Toată valea asta, tot platoul ăsta ars în proporție de 95-99%. Absolut tot din zona asta, de pe platoul ăsta, din păcate, ars. Sunt și ceva case ale localnicilor în partea aia,
din câte se pare, sunt intacte, din fericire, așa că nu pot decât să mă bucur. E chiar aici la ieșire din oraș, o mică biserică. Era închisă cu cheia, mini bisericuță. Acum am lăsat satul La Erma în urmă, mergem înspre Acropole, iar în drumul nostru se află și satul Asclipiu, sat care, din câte am citit pe internet și mi-a zis Antonio, că a fost evacuat tot așa, pentru că focul a ajuns la periferia acestuia. Fiind în drumul nostru, o să dăm un ochi și pe acolo, poate ne oprim pe la un bar să bem ceva rece, să luăm o apă, ceva de la un supermarket măcar. Iar cam așa arată drumul înspre Sătuc, un drum foarte decent, fără gropi, chiar a rămas impresionat. E mai bine ca în București oricum. Mult, mult mai bine ca în București. Iar chiar în drum spre satul Asclipiu, cred că mai avem undeva la 5 km până ajungem, 4-5 km. Și pe stânga și pe dreapta vegetație arsă, copaci arși și câmpuri întregi, parcă sunt rase. Cel mai probabil era plin de copaci în zona asta. Nu mai rămas absolut nimic, au rămas doar ceva copaci uscați și peisajul ăsta gri. Chiar aici, în mijlocul satului, Asclipiu, chiar aici, între casele localnicilor, văd că totuși au fost ceva victime. Această mașină, cred că era un Golf, zic era, pentru că uite starea în care îi absolut tot ars la ea. Și zona asta ars, văd că casele nu sunt afectate, ceea ce, la fel, mă bucură. Dar da, mașina asta în totalitate distrusă. Cam asta e priveliștea de la terasă, foarte, foarte fain să vede așa în depărtare. Din câte mi-a explicat proprietara barului, aici era foarte fain, fiind totul verde în jur. Acum, din păcate, focul a distrus absolut tot în partea aia, dar eu sper că totuși că își va reveni. Și chiar aici, în satul Asclipiu, exact cum a zis proprietara la barul respectiv, ne-a dat ceva direcții să facem stânga după barul ei. O spus că sunt câteva case care au fost afectate de incendiu de aici din Rodos. După cum puteți vedea, una, două, trei case. Nu s-a ars în totalitate, dar asta de mijloc e arsă cam în proporție de 50-60%. Totul din jur e tot așa foarte depresiv. Da, păcat. Iar prin față cam așa arată casele care au ars. Din păcate, casa asta chiar o ars în proporție de... Bine, nici nu era construită 100%, văd că nu a făcut încă etajul superior, dar e ars în proporție de 70-80%. Văd că oamenii au ceva extintoare lângă, cred că cel mai probabil încerca să le stingă singuri. Dar da, situația e chiar foarte, foarte tristă. Chiar îmi pare rău pentru oamenii ăștia. Mi-aș fi dorit să-i fi putut ajuta cu ceva, din păcate nu avem cu ce să-i ajutăm. Deși singurul lucru care putem noi să-l facem pentru a-i ajuta ar fi să venim aici, să ne cheltuim banii, să ne distrăm, să venim în vacanță. Oamenii ăștia, înțelegeți că trăiesc majoritatea doar din turism. Nu prea văd alte industrie pe zona asta, în afară de turism. Restaurante, cafenele, toate sunt pline de turiști. Produsele lor care le fac aici, tot pentru turiști. Absolut totul e pentru turiști. Nu sunt depozite, nu sunt absolut alte joburi. Deci da, dacă vreți să-i ajutați, v-aș ruga să veniți în Rodos, să veniți în Grecia,
să vă faceți vacanță aici, să vă cheltuiți banii aici, iar prin modul ăsta veți ajuta și oamenii din Grecia. Complete zero now. Is the smell is fabulous. Yeah, everyone was like everything. The bed is a room. Vezi cât de dezastru e tot, omul ne-a lăsat. Stat aici să filmăm în casă, să arătăm la oameni cât de tare a distrus focul locuința lui. Uitați, aici avea bucătăria, hota, chiuveta, totul puteți să vedeți cum e topit, cuptorul cu microunde e topit. Vai de capul meu ce e aici, televizorul, căruciorul la copil, totul e... But oh my god. And we need money, time. This was like a holiday home or was it your home? 6 months here, 6 months in Rhodes. Okay, Rhodes town. Yes, we work here. Because it's black. Yeah. And except this is the picture of gold. This is not nothing. This. Yeah. Yeah. Oh my. Yeah. Nothing. Yeah. It's like I bought it. I bought it like this. It's, oh, was it like this? No, it's wood. Bit. It's burned wood. I bought it from from. But the picture of God is not. Nothing. Look, the other, yeah, the other, yeah. All the it's others is burned, but all the others is burned. Others is burned, but this is with God is not burned. Și a privit aici camera unde oamenii spălau hainele, electric box-ul cu toate firele, absolut tot ars. Topit aici mașina de spălat, toate lucrurile de aici distruse, mâncarea la măț, Adidas și jucăriile la copil, absolut totul e distrus în casa asta. Omul a plecat și a spus că putem să rămânem în casa lui, să filmăm, să stăm, să facem orice vrem, pentru că are încredere în noi. Dar da, priviți, asta era baia, cabină de duș, baie, dezastru. Și a privit aici, proprietarul casei ne-a spus că cineva a intrat în casă la el să încerce să-i fure hainele, să-i fure banii. Dar situația, chiar dacă e foarte tristă, sincer să fiu, dacă compar tot ce am văzut în media, pe Pro TV, pe Antena 1, pe B1 TV și pe mai multe posturi de televiziune și să compar cu ce e în realitate, sincer să fiu, chiar sunt de părere că ei au exagerat. Voi ce părere aveți? Chiar sunt curios de părerea voastră. Eu desigur am fost aici la fața locului și am văzut cu ochii mei, dar am încercat pe cât posibil să vă arăt realitatea de la fața locului. Iar acum noi am luat decizia să ne întoarcem înspre casă. E deja undeva la 7:30 după masă. Cred că în vreo oră, o oră jumate se va întuneca, așa că ne vom îndrepta spre casă. Avem undeva la 30-35 de kilometri de condus până în Falirachi. Eu vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la mine. Vă mulțumesc pentru toate like-urile, share-urile, comentariile care le-ați lăsat la canal și desigur vă mulțumesc că v-ați abonat la acest canal de YouTube. Pe curând și ne revedem cu următorul videoclip, tot de aici, din Rhodos.